Pe bulevardul Kiselev se află o superbă clădire. Muzeul Țăranului Român, ilustrare a stilului neoromânesc, inspirată din fondul arhitectural tradițional, cu deosebire din cel brâncovenesc, edificiu ce se remarcă prin expresivitatea ansamblului compoziției, completată cu utilizarea ponderată a elementelor decorative florale și zoomorfe. Zidăria aparentă de cărămidă roșie, marile ferestre reunite sub arcade, coloanele logiei, eleganta silueta a turnului cu imaginea foișorului amintind de clopotnițele vechilor mănăstiri, conferă clădirii somptuozitatea măsurată a unui adevărat palat al artei. Muzeul este opera maestrului Horia Bernea, scria Magdalena Popa Buluc în Cotidianul, în prefața unui interviu mai amplu cu artistul. Astăzi, una dintre sările muzeului îi poartă numele, dar, dincolo de nume, rememorăm azi o mare personalitate culturală. Horia Bernea, un orășean jet-beget, îndrăgostit de sat, a fost fiul lui Ernest Bernea. Pasiunea pentru etnografie și universul rural a moștenit-o de la tatăl lui, secretar la Institutul Gusti, care a făcut parte din echipele monografice ale Școlii de Sociologie din București. Pe copilul Horia, tot tatăl l-a trimis la țară, în primele clase de școală, într-o comună din zona Brașovului, unde făcuse cercetări etnografice în tinerețe și îi plăcuse foarte mult locul. Ernest Bernea nu privea satul ca pe o imagine idilică, sentimentală, ci cerceta valorile lumii rurale românești ca un om de carte, serios, cu temei. Horia Bernea povestește: m-am pomenit în clasa a doua primară printre niște colegi foarte interesanți, copii care străbăteau 10-12 km venind de pe dealuri ca să ajungă la școală, copii sănătoși, curați, între care mă simțeam bine. Țin minte că în recreație, când scoteam cu toții mâncarea, invidiam lipiile lor, față de care sandwichul meu nu mai făcea 2 bani. Bernea a urmat cursurile Facultății de Matematică și de Fizică, Școala Tehnică de Arhitectură și Institutul Pedagogic Secția Desen. A debutat ca pictor în 1965, la Cenaclul Tineretului al Uniunii Artiștilor Plastici. Pictorul Bernea a fost un conceptualist cu înclinații metafizice. Îmbinând modernitatea și tradiția, abstractul și figurativul, lucrările sale tind să pună accent pe textura și pe materialitatea picturii, într-un spirit de avantgardă. Lucrările sale au fost expuse la Centrul Pompidou din Paris în 1984, la Richard de Marco Gallery din Edinburgh în 1970, la Bienala de la Veneția din 1978 și 1980 și la Bienala de la Viena din 2015. Din 1990 și până la moartea lui în 2000, a fost director al Muzeului Țăranului Român, instituție care în 1996 a primit premiul Muzeul Anului. În anul 1997, în prefața unui album cu picturi, Bernea avertizează: există un pericol în care suntem sincroni cu Occidentul. Pierderea identității, uitarea rădăcinilor noastre profunde. În fața unei lumi amenințate de descompunere, forțate să renege reperele fundamentale ale existenței sale, artistul, omul de cultură în genere, trebuie să participe la sensul sacrificiului ce a mântuit lumea. El trebuie să salveze. Iar într-un interviu acordat pentru Dilema cu puțin înaintea morții sale, artistul ne dezvăluie ce anume l-a motivat la începuturile muzeului. Câteodată, atunci când îl pregăteam, aveam un gând pesimist. Pentru cine naiba mai facem noi muzeul ăsta? Fiindcă atunci când l-am gândit și organizat, n-am dorit deloc refacerea concretă a lumii țărănești ca o dioramă. Am încercat să creăm aici un univers de forme, măcar o tentativă de tip metaforic. Încercam să recuperăm ceva din supa enormă în care trăiau cândva obiectele acestea în condiția lor originară. Poate pentru un tânăr din 2030 sau 2060, dacă muzeul va mai exista atunci, un tânăr care va parcurge sările și va vedea ceva complet diferit de lumea sa și de experiența lui imediată, întâlnirea cu această atmosferă va fi ca un declic care îi va explica sau îi va revela ceva din interiorul lui. Sper. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.